Vă spunem bun găsit, dragi telespectatori, de la această oră și bun venit, îi spunem invitatului nostru din această după-amiază, domnul Adrian Dumitru Bughiu, directorul executiv adjunct al DGST Argeș. Domnule Bughiu, bine ați revenit alături de noi. Bine, v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație. V-aș recomanda totuși să modificați un pic la burtieră, pentru că poate se deranjează domnul Achimescu. Directorul adjunct, să noteze acolo colegii. V-am invitat să vorbim despre sportul argeșean în mare, însă nu avem cum să trecem cu vederea peste evoluțiile naționale din ultima perioadă. Aseară, să spunem, am ratat și ultimele speranțe de calificare la următorul mondial. Vă referiți la fotbal? La fotbal ne referim. Da, ați văzut meciul până la capăt sau ați abandonat această luptă? Am văzut, într-adevăr, am văzut meciul până la capăt. A fost așa... Dacă vreți un meci lipsit de orice vlagă, am văzut câteva declarații interesante la începutul partidei. Încă existau membri din staful echipei care sperau într-o minune, dar din păcate evoluția, atitudinea jucătorilor nu... Sincer, nu meritau să obțină alt rezultat decât cel înregistrat la finalul partidei de pe tabela de scor. E o evoluție, dacă vreți, constantă a jucătorilor noștri, a jucătorilor echipei naționale, o evoluție slabă, spre foarte slabă. Eu nu cred că valoarea intrinsecă a jucătorilor luați individual, dacă vreți, în parte, este... Atât de slabă, ci chiar cred că strategiile de abordare a fiecărui joc în parte au fost destul de neinspirate sau chiar nefericite. Pe de o parte. Pe de altă parte, eu nu știu dacă e neapărat o surpriză faptul că ne-a bătut Muntenegru. Haideți, dacă vreți, să facem comparații pe fiecare compartiment în parte, jucătorii noștri versus jucătorii lor. Plecând, dacă vreți, de la echipele în care evoluează jucătorii noștri cu echipele în care evoluează starurile lor, pentru că putem să vorbim și, poate un cuvânt prea mare, star, dar au câțiva jucători de valoare care joacă la echipe mult mai bine cotate față de cele la care joacă jucătorii noștri. Vorbim aici de Monaco, vorbim de Lazio, pe când ai noștri joacă, trebuie să recunoaștem, în echipe din a doua urnă valorică, dacă ar fi neoficial vorbind, dacă ar fi să gândim așa, n-avem jucători de Liga Campionilor, avem reprezentanți în cupele, în vechea cupă UEFA și așa mai departe. Deci, cred că totuși nu e neapărat o surpriză mare. Monaco a crescut foarte mult. Monaco, doamne, Muntenegru a crescut foarte mult în evoluție în ultimii ani. Aici, știți cum e, cu noi râdem, cu unul plângem. Muntenegru, deși a traversat o perioadă foarte grea și încă traversată din punct de vedere economic, iată că a găsit... resursele, nu știu dacă neapărat financiare, dar a aplicat o politică se pare constructivă în ultimii ani, din punct de vedere cel puțin al politicii care se adresează fotbalului și încep să se vadă rezultatele. E mai are mult până să se califice la un turneu final, pentru că cred că în momentul acesta locul 2 eu știu, șansele cele mai mari le-ar avea Danemarca, Polonia fiind scăpată în câștigătoare, cred eu. Ce soluție ați vedea pentru Banca Tehnică a Echipei Naționale? Dacă ar fi să nominalizați 3 nume? E o întrebare bună. Sincer, atunci când a venit Daum, l-am privit și l-am primit cu încredere. Eu personal mi-am dorit, sincer, o experiență de antrenor internațional. Uitându-mă la ce se întâmplă în Europa, chiar țări cu tradiție, Anglia, de exemplu, adusese antrenori străini și cred că erau destul de mulți sau destul tehnicieni de valoare în Anglia, care puteau să fie selecționeri la echipa națională. Au preferat antrenori străini.
La fel, credeam că se poate întâmpla și în România să vină un străin cu altă mentalitate, să mai decongestioneze, dacă vreți, din starea de spirit, până la urmă, din jurul echipei naționale. Dar iată că Daum a adus mai multe insatisfacții decât beneficii, din punctul meu de vedere. Deci, cred eu că următoarea alegere va fi un antrenor român. De ce nu ar putea fi unul dintre mari jucători, și aici chiar subliniez, mari jucători din generația de aur, ar putea fi, de ce nu, Hagi. Nu cred că a fost pomenit întâmplător. Deci primul nume ar fi Gheorghe Hagi? Cred că da, eu am fost și la două sau la trei meciuri din scurta lui perioada de selecționer, în urmă cu ani buni. Am fost și la ultimul lui meci la cârma echipei naționale, când am ratat calificarea la baraj când am participat la baraj și am ratat calificarea la turneul final în compania Sloveniei, după acel 1-1 pe teren propriu. Cred că atunci era destul de necopt Hagi. Cred că ar putea să fie viitorul selecționer și avem și alte nume. Alte două nume? De ce nu Contra, de ce nu Dan Petrescu, antrenori care sunt în activitate în momentul acesta și care au confirmat în general cam pe unde au mers. S-a ratat un pic, cred eu că și Berlin ar fi fost o soluție, a fost o perioadă liber de contract. Ar fi fost o soluție. Berlin a adus un aer interesant. Nu știu dacă ăsta e termenul cel mai potrivit, dar lumea a fost... Când a fost la la fel, mandat scurt, lucrurile păreau că se îndreaptă pe o linie bună. Dar să nu uităm că anul viitor sunt și alegeri la federație. Și președinte pe cine vedeți? Multă lume își îndreaptă criticile către întreg staful Federației Române de Fotbal. S-au întâmplat pe mandatul lui Burleanu, s-au întâmplat lucruri bune și mai puțin bune. Poate ultimele rezultate de la nivelul echipelor de copii și juniori ar putea să ne dea o umbră de speranță că se pot întâmpla lucruri bune într-un viitor, nu neapărat prea îndepărtat, dar curentul general este defavorabil lui Burleanu. Și aici mi-aș dori, de ce nu, un la conducerea federației, un reprezentant din vechea gardă a generației de aur. E greu să schimbi lucrurile peste noapte, e greu să schimbi mentalități, dar nu imposibil. Și de ce nu, hai să încercăm și cu cei care chiar ne-au adus gloria de odinioară, pentru că altfel trăim cu insatisfacția, sau vom trăi cu insatisfacția ce ar fi fost dacă. Exact, când gândiți-vă cât de mult ani între s-a vorbit despre aducerea lui Mircea Lucescu ca și selecționer la echipa națională. Ani de zile s-a vorbit despre neconvocarea, sau nu despre neconvocarea, despre faptul că Nicolae Dobrin n-a jucat niciun meci la Mondialul brazilian. Ce ar fi fost dacă? Corect. La Mondialul Mexican. Mexican, da, 1970. 70, da. Ce ar fi fost dacă? E, la fel am trăit poate și cu... Ce ar fi fost dacă Hagi ar fi avut un mandat Hagi întreg? Hagi selecționer, Giga Popescu președinte. Ar fi un tandem, cu siguranță ar fi liniște, mă rog, și o colaborare foarte bună. În federație, că am văzut variante, Florin Prunea și alte variante tot din generația de aur. Degeaba facem noi discuții, pentru că ultimele jocuri se fac atunci, în săptămâna dinaintea. De asta că citeam acum analize, adică foarte multă lume îl critică pe Răzvan Burleanu, însă știți cum e, votează președinții de federație, de pe la Liga 3, de pe la Liga 2. De asociații județene. Și de asociații județene, dar nu văd pe cineva din sfera asta care să iasă și să fie foarte vocal, sau nu văd foarte multe persoane. Dar e un cerc vicios, e ca și cum, eu știu, eu m-aș apuca să critic la dumneavoastră pe ministrul tineretului și sportului. E oarecum o situație și ingrată și ar fi și neinspirată din punctul meu de vedere.
din perspectiva mea. La fel se întâmplă și aici, vorbesc cei care, iată, dacă vreți cel mai bun exemplu este Prunea, care liber de contractul de la nefiind președinte la Iași, acum poate să spună mult mai multe lucruri. Spunea și atunci. Mai puțin, mai cu perdea. Da. Da. Deci ar trebui câte o schimbare sau vedeți benefică câte o schimbare. Păi, eu zic că formula asta și la nivelul conducerii federației și la nivelul selecționerilor n-a fost prea benefică pentru noi. Burdeanu își poate trece în palmares o calificare la un turneu final, dar din care am ieșit rușinos după o înfrângere cu Albania și cam atât. Au mai fost câteva rezultate bunicele la nivel de copii și juniori, dar nu e suficient. Până la urmă, mediatizarea se face pe echipa de seniori. Da. Dar legat de mondiale, parcă 98 a fost ultimul, nu? Da, în 98, la anul se fac 98, se fac 20 de ani, totuși, la anul, nu? Nu, a fost campionat mondial în 98. În Franța s-a jucat, da. A fost deci acela... 20 de ani avem. La anul facem 20 de ani, dar deci vor trece minim 24 de ani până... E practic o viață de fotbalist. E practic o viață de fotbalist, da. Care de când n-am mai participat la un campionat mondial. Este... Și o viață cam lungă de fotbalist. Atunci, în 98, ne-a scos în optim, ne-a scos Croația, care era, a fost era oarecum pe... Da, au ajuns parcă în semifinale. Nu, au pierdut... Croația, cred că da, în 98. Da, finala a fost Franța-Brazilia, în care... Franța a defilat pe lângă un Ronaldo depășit de miza partidei. A fost un meci interesant. Dar brazilienii și-a luat revanșa următoarea ediție. Da. Nimic nu este întâmplător. Dacă vă uitați, sunt cam vreo 4 puteri fotbalistice care și-au disputat acest trofeu în ultimii 30-40 de ani cu mici excepții. Spania este ultima putere fotbalistică care și-a făcut loc în rândul marilor campioane. Da. Deci atât ar fi despre național în prima parte a emisiunii. Acest meci, cum l-ați privit în memoria lui Nicolae Dobrin, au venit nume grele din fotbalul românesc la Vitești. Spuneam și ieri într-o altă emisiune că sunt absolut binevenite acest gen de manifestări. Da, dar public am puțin, se așteptau 15.000 de persoane și au fost undeva la 1.500 de persoane. Cred eu că a fost un pic neinspirată alegerea datei, încă lumea este în concediu. Cred că dacă ar fost în acest weekend, ar fost mult mai mulți spectatori. Și poate că nici promovarea n-a fost, eu știu, suficientă sau n-a fost... Da. Și vremea de ziua jocului. Cea mai bună. Acum știți cum e când ți-ai programat, ți-ai propus să ajungi la un meci de asemenea de asemenea anvergură. Eu cred că nu, ploaia conta mai puțin, mai ales că intrarea a fost liberă. Multă lume bună, totuși m-am bucurat să constat că ambele echipe au aliniat la start chiar aproape un 11. Iar FC Argeș era cam echipa din 98. Dacă Dinamo o mai... Într-adevăr... Am văzut că Prisăceanu a evoluat la Dinamo, dar pe spatele tricoului nu va apărea numele lui. Probabil că a venit să joace la FC Argeș și... Da, a umplut un gol de la... Iar după pauză, Valina Stase și Muto au venit de la FC Argeș la Dinamo. Și s-au consacrat la FC Argeș și au... Da, dar FC Argeș din 98, cam aceasta era... Ei, și acum faceți noastră o comparație... Puneți jucătorii de la FC Argeș și 1998 pe lângă jucătorii lui FC Argeș de astăzi. Cei drept vorbim de Liga 1 de atunci versus Liga 2 de acum. E, dacă vreți o comparație între... Faceți comparație, dacă vreți, între România 1998 și România 2017 și o să vedeți că, din punctul meu de vedere cel puțin, niciunul dintre actualii jucători nu ar fi avut loc în primul 11, dintre actualii titulari nu ar fi avut loc în primul 11 de atunci.
E valabil și la, și la FC Teș, dar repet, vorbim de o echipă actuală de Liga 2 versus o echipă de Liga 1 care venea după o perioadă foarte bună cu reprezentare în cupele europene. Erau jucători de top. Barbu a avut și ceva selecții la, la națională, cred că două goluri marcate. Aveam jucători cu personalitate care, iată, mai târziu au făcut pasul la echipe mai mari, atât din România, cât și ulterior din, din străinătate. Asta spune mult despre școala de fotbal pe care a dezvoltat-o întreg județul, la un moment dat, fie prin cluburile, fie prin FC Argeș, fie prin clubul sportiv Aripi, cum era odată, chiar și Câmpul Lungu a dat, a dat câțiva jucători. Deci, nu văd de ce nu s-ar putea renoda această tradiție până la urma urmei. Domnule director, luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim cu partea secundă, să discutăm doar despre sportul argeșean.